Starea de sănătate a criminalului de la Onești este în continuare una gravă. Medicii au decis să-l detubeze, însă va rămâne în continuare internat în secția de terapie intensivă, iar medicii au anunțat parchetul că se pot relua procedurile judiciare. Miercuri, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, i s-au efectuat analize de sânge, precum și un computer tomograf la cap, torace și abdomen, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Inițial, agresorul de la Onești a ajuns la spital cu multiple plăgi împușcate în mâini, picioare și abdomen. Ultima actualizare privind pacientul Moroșanu am de azi dimineață de la medicul de gardă, care îmi spunea că este în aceeași stare intubat, urmând ca în cursul prânzului să ia decizia împreună cu colegii dacă îl detubează sau nu, urmând ca apoi el să-și reia funcțiile naturale ale organismului și să vedem dacă poate fi intervievat. În cursul după amiezii probabil că vom avea această informație. În continuare, starea lui este mediocră. Probabil că va mai rămâne o perioadă în terapie intensivă, însă, în funcție de parcursul acestea, medicii vor decide în următoarele zile.